Avertisment. Emisiunea dezbate subiecte controversate. Teoriile explicate în acest episod nu sunt singurele interpretări posibile. Persoanele care urmăresc acest program sunt invitate să tragă o concluzie bazată pe toată informația disponibilă în legătură cu acest subiect. Eu cred, e foarte posibil să fie și o părere subiectivă pentru că sunt român și iubesc acest adevăr al persoanei, dar și al ființei mele. Eu cred că pe teritoriul fostului Imperiu Trac, din interiorul cărora geto-dacii descriși și de Josephus Flavius și de Strabon și de Herodot și de mari istorici greci și latini, ca fiind un popor aparte, cu totul aparte, un popor sacerdotal, un popor care se aseamănă întrucâtva, și aici poate părea bizar, cu esenienii de la Marea Moartă. Getodacii, ca strămoșii ai noștri, eu îi plasez chiar la originea civilizației și am să mă explic imediat, sigur folosindu-mă de argumentele unor minți foarte luminate și foarte dragi mie. Și aici am să mă refer la Bogdan Petricei cu Hazdeu, am să mă refer la Vasile Lovinescu, am să mă refer la Densușianu, am să mă refer la Mihai Eminescu, la Mircea Eliade, la Ioan Petru Culianu, iată doar câțiva dintre marii trăitori și intelectuali ai neamului românesc preocupați de moștenirea noastră geto-dacică, care pun niște întrebări care sunt menite să schimbe fundamental paradigma noastră de descifrare istorică. Sunt evidente descoperirile de la Cucuteni, de la Hamangia, de la Horezu, de la Sinaia, prin celebrele tăblițe de la Sinaia, care arată că probabil în urmă cu 10, 11, poate chiar 15 mii de ani, în teritoriul ocupat de Imperiul Trac, unde astăzi ar fi Bulgaria, o parte din Serbia, România, Albania, a existat un izvor al începutului unei teribile civilizații planetare. S-au descoperit statuete cu meridiane energetice și cu vortexurile acelea celebre cunoscute pe prisma hinduismului numite chakras, corpurile subtile. Vechi de 11-12 mii de ani. S-au descoperit aici, pe teritoriul nostru, simbolurile regăsite ulterior în Orientul Îndepărtat, simbolul Tai Chi-ului, simbolul acelei sfere Yin și Yang. De exemplu, pe o farfurie descoperită la Horezu, veche de vreo 9.000 de ani, 8.000 de ani după unii, s-a descoperit că strămoșii noștri știau cu precizie că în dichitul amniotic fătului îi se dezvoltă ca organ prima dată și prima dată inima. O descoperire pe care oamenii de știință moderni au postulat-o abia la sfârșitul secolului XIX. Deci,
strămoșii noștri geto-daci, acum 9.000 de ani sau 8.000 de ani după unii, știau cu precizie lucruri pe care noi le știm abia prin prisma secolului 18-19 după Hristos. Deci nu, fără nicio putință de tăgadă, strămoșii noștri de aici ne erau cu totul și cu totul superior nouă. Dar cred că dacă operăm și cu simboluri și cu heraldică, ajunge la o concluzie și mai tulburătoare. Noi aici suntem un fel de centru de civilizație și axis mundi. Suntem la 45 de grade, axis mundi, adică axa, legătura cu universul, trece undeva pe aici, între omul și, să spunem, Moiciu, unde de fapt ar fi Kogayon. Și normal că fiind aici un centru vechi de cultură și civilizație, vezi tăblițele de la Tărtăria, care sunt cu 1000 de ani mai vechi decât tăblițele de la Sumer. Și avem Sfinxul, omul, Babele, avem mai multe, să spun, artefacte și cea mai bună dovadă că avem peste 7000 de ani, duceți-vă la templul Ositului și în Calvechi. E datat 7000 de ani. Cetățuia, corbii de piatră, Nămăiești, peșterul peste, după care transformate în mănăstiri ortodoxe. Dar de fapt au fost mănăstiri și centre de inițiere dacice pe ruinele, să spunem așa, civilizației ramane. Iar ei au mașini de la Atlanții. Că romanii n-au cucerit decât 15% doar din Dacia, din teritoriul nostru, aveau nevoie de aur și argint. Atât. Ei s-au oprit undeva nu mai departe de Cluj, nici n-au ajuns în Poace Muntenia, n-au ajuns în Moldova, nu mai spun de Bucovina, nici Basarabia. Era mesele inferioare, au cucerit coloniile grecești, asta era Tomis, Calatis, așa, Histria, și a avut nevoie de aur, pentru că Imperiul era în colaps și atunci a avut nevoie să-și plătească datoriile. Au chefuit o lună zile numai cu aurul și-au plătit toate datoriile, au scutit oamenii de taxe cu ce-au luat de la minele de aur din Apuseni. Asta e. Dar n-au pus mâna pe tezaurul dacic. Munții noștri aur poartă. Trebuie să reflectăm un pic la lucrul acesta. Apoi, înțelegerea vieții și a morții pe care dacii au demonstrat-o întotdeauna. Lucru regăsit ulterior și la budiști. Ritualurile de mormântare în sacerdoțiul geto-dac și în perioada cât aici locuia un popor minunat, neamestecat cu alte neamuri, era un ritual de bucurie. Iar înveșmântarea celor care participau la procesiune era în alb. Lucru regăsit astăzi la budiști, lucru regăsit în Orientul apropiat doar la comunitățile de esenieri. Dacii sunt primii, nu dacii, poate că tracii, sunt primii monoteiști din istoria civilizației umane. Zamolxe este poate cea mai veche expresie a lui Hristos. Pentru că Zamolxe este deopotrivă om și Dumnezeu. Abia prin dimensiunea lui Yeshua Mesia, la mii de ani distanță, se reconfigurează conceptul de fiu al omului și fiu al lui Dumnezeu sau omul îndumnezeit, înduhovnicit. Învățătura creștină ajunsă la noi prin Sfântul Apostol Andrei este asimilată imediat, o altă dovadă, este asimilată imediat de către populația băștinașe de aici, iar abia ulterior, la câteva secole după, 300-400 de ani, se construiesc și primele biserici, ceea ce demonstrează că ceea ce propovăduia Sfântul Andrei cu ceea ce credeau strămoșii noștri aici erau aproape unul la unul din moment ce i-au mai putut să se considere creștini fără să aibă nevoie de un locaj de cult, adică nu a fost o contradicție flagrantă față de religia de aici
cum s-a întâmplat, de exemplu, cu religiile politeiste, când au luat contact cu monoteismul egiptean sau iudaic. N-au fost războaie religioase pe teritoriul nostru niciodată din perspectiva religiei creștine. Iată doar câteva dintre întrebările pe care istoriografii și cercetătorii ar trebui să și le pună cu privire la originea civilizației umane. Sunt foarte mulți și am enumerat la început, sigur, cel mai cunoscut fiind Densușianu, care vorbește de Dacia preistorică ca de leagănul civilizației omenești, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Aici, acum să zicem 35-40 de mii de ani, noi avem o mare legătură cu piramidele din Egipt, care sunt o proiecție de acea piramidelor care sunt, sau, sunt aici, sunt ascunse în munți, sunt mai multe tuneluri. Trei tuneluri sunt, cum spunem așa, foarte importante. Unul pleacă de la om către Sfinx, altul pleacă spre Bagdad și altul în Tibet. La piatra, să spunem așa, Craiului. În țara Bârsei, m-am dus anul trecut și un local de acolo care cunoaște cam tot ce mișcă în zonă, mi-au spus că, eu fiind și inginer constructor, domnule, uite, aici au săpat pentru carieră de granit, au găsit granit în carieră și dacă vrei să iei în locație de ce, nu mă interesează, în fine. Zice, domnule, și-au dat de apă, a spus, am văzut că apa e foarte bună. Și acolo cresc, sunt foarte multe crescătorii de păstrări. Iar așa, barabulele, cartofii sunt cât pun. Oile și vacile, animale grase, dau un lapte bun. Și am observat un efect de lumină. Lumina stă mai mult o oră față de apus, față de normal. Ea mai acolo datorită unor radiații și, să spunem așa, câmpuri magnetice, lumina stă mai mult o oră. Și mi-a explicat că au închis imediat că era ca țâșnit apă și era pericol de inundație pentru că sub piatra care există o mare de apă dulce și au pus niște macări, adică spunem un fel de cerneală. Unde credeți că a ieșit acea cerneală? Au vrut să vadă până unde comunică acea macări. M-ai spus, mă, California. Acolo a ieșit. Nu v-am zis că noi suntem Axis Mundi sau... Cam asta e. Și aici vreau să vă ridic două sau trei întrebări. Hai să ne gândim, noi știm că Roma și Imperiul Roman, ulteriorul Imperiul Roman, poate cel mai amplu și cel mai sofisticat sistem de orânduire socială pe care noi îl cunoaștem până astăzi, la origine nu pornește de la confruntarea, dacă vreți, a doi frați, Romulus și Remus, tot un fel de Cain și Abel, dar dintr-o altă tradiție, care sunt alăptați de o lupoaică. Adică strămoșii Romei sunt alăptați, adică sunt hrăniți și în simbolistică hrănirea nu are doar o conotație biologică, ci și una spirituală, sunt hrăniți de o lupoaică. Nu întâmplător, heraldica getodacilor era lupul. Standardul de luptă al dacilor, știm cu toții că era acel cap de lup cu corp de dragon înaripat, un simbol pe care dacii îl apreciau și îl iubeau foarte, foarte mult și poate că era și totemul acestui neam, lup. Poate că nu întâmplător ni se lasă mărturie peste veacuri această realitate cum că Roma se hrănește din toate punctele de vedere de la acest Imperiu Tracic, de la această moștenire getodacică. Asta este o deschidere. Acum, altă întrebare pe care ar trebui să și-o pună lingviștii și istoricii este cum, Doamne, a fost posibil ca între 105-106 înaintele noastre, adică doar într-o perioadă de 100 de ani cât au stat garnizoanele romane în ocupația acestui teritoriu până să se zămislească etnogeneza noastră, adică poporul român, getodacii și-au pierdut
87% din patrimoniul lingvistic, rămânând cumva de acolo doar câteva cuvinte mai consonantice, așa multe cu Z, viezure, barză, brazdă, mânz și altele pe care nu le-aș putea pronunța neapărat în cadrul unui documentar. Într-o sută de ani așadar, toată moștenirea veche de atâta timp și atât de bine cristalizată dispare și noi, dintr-o dată, limba română este eminament o limbă latină, păstrând așa între 10 și 13% inflexiune ale unei alte civilizații, a unei alte limbi. Iar în Britania, de exemplu, în Anglia de astăzi, aceleași garnizoane romane stau 6 secole și când pleacă nu lasă aproape nimic din limba latină moștenire saxonilor. Nici 2%. Și atunci întrebarea logică este cum într-o sută de ani getul dacii își pierd aproape toată limba și patrimoniul lor cultural, fiind asimilați, nu, conform teoriei oficiale, de către romani, de către latini, iar britanicii, după 600 de ani de colonie romană, nu sunt influențați cu absolut nimic în structura limbii vorbite de ei. Acum, cine a fost în Sicilia, în Sardinia, cine a trecut prin Macedonia sau prin Albania, prin fostele teritorii ale a românilor, ale macedonilor, nu se poate să nu fi constatat o similaritate extraordinară între limba noastră pe care o vorbim și limbile acelea. Acum sunt foarte multe teorii care recunosc moșteniri lingvistice în limba sanscrită, în limbile vechi europene, chiar și în greacă, chiar și în latină, chiar și în ebraică. Denumiri care sunt foarte asemănătoare cu limba noastră. Arad, Brașov, plus alte cuvinte care se regăsesc și în limba lituaniană, de exemplu. Lituanienii au cuvântul doină, cuvântul dor, există ca rădăcină și în alte limbi. Uite, de exemplu, apropo de capacitatea plastică a limbii și de energia vitală a unui cuvânt. Păi noi una e să spunem cer și alta e când spunem văz, duh. Pentru că văz înseamnă că văd și duhul e duh, e limpede pentru fiecare. Când noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri, înțelegem că cerurile sunt, dincolo de aspectul lor material sau dincolo de aspectul lor concret, sunt niște dimensiuni foarte subtile ale Duhului nostru. Că Tatăl locuiește în Duh, da? Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor, nu corpul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Deci noi când ne raportăm la cerul simbolic, ne raportăm la regatul Duhului. Și iată că în limba noastră, tradițională, în limba noastră veche, cer se numește văzduh. Trebuie să reflectăm un pic la lucrul acesta.